cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mult. Bună dimineața la cafea! Oameni buni, mi-am adus aminte astăzi cum se făceau emisiuni în perioada când România spunea că își caută drumul spre democrație și în studio luam câte o problemă, așa să spunem, problema, nu știu, sănătății. Și veneau de la DSP, de la spital, de la cutare, veneau sindicatele și făceam câte o masă așa rotundă și o emisiune de 2-3 ore în care se dezbăteau problemele. Țin minte că odată se vorbea că se fură pădurea și au venit în emisiune vreo 12 oameni și se discuta problemele. Și de multe ori se ajungea și la un consens. În ultima perioadă, în prea frumoasa noastră țară în care s-a consolidat democrația atât de tare, ne dăm seama că nu mai există dialog real. Vrei să discuți o problemă? Să spunem dezvoltarea județului. Și încerci, băi, cine se ocupă de asta? Păi se ocupă ea de la CJ, avem un grup unit și frumos de parlamentari care ar trebui să ne reprezinte, mai avem pe cineva, pe un arhitect mare și nu știu, și zici să stai de vorbă cu ei, că anul ce nu pot să vin într-o emisiune cu alții, pentru că nu pot să știu ce spune ăla. Arta dezbaterii și a dialogului a dispărut. De ce? Pentru că de obicei în funcții ajung oameni cu studii făcute spre maturitate de plină, ca să nu vorbesc altfel. Oameni care ajung direct în Academia de Informații să studieze înainte de a studia bine la liceu și la universitate. Și atunci când trebuie să vorbească liber, să vină cu păreri, să aibă opinii, în afară de alea care le vin pe hârtie de la partid sau de la șefii de instituții, au o dificultate. În momentul acesta suntem într-un an electoral care ne arată că la baza societății, pe diferite categorii sociale, există o mare nemulțumire. Câteodată nemulțumirea asta pare, să vă spun eu, un pic artificială. Băi, an electoral, hai și noi să cerem salarii mai mari, să cerem și nu spunem că luăm numai salarii. Îmbrăcăm situația frumos. Apar în spate sindicate. De multe ori aceste sindicate profită de o anumită situație ca să-și scoată la iveală în mod pozitiv probleme adevărate ale sistemului pe care îl reprezintă. Este clar că în momentul acesta în România sunt probleme și în sănătate, eu aș spune invers, în învățământ, în sănătate, dar sunt și probleme care țin de ceea ce eu numesc siguranța cetățeanului. Din ce în ce mai multe știri apar și spun cam așa. În urma unui conflict a fost ucis nu știu care, s-a întâmplat nu știu ce. Și stai și te întreb, de ce s-a ajuns în situația asta? După această introducere lungă, că de asta am făcut-o, vreau să discutăm despre situația unei categorii de oameni ai muncii, ca să folosim un termen în limba de lemn, care, prin natura activităților, se ocupă de și de siguranța cetățeanului, dar și de mai multe alte lucruri, și anume polițiștii. Domnul Vitalie Josanu, de la Sindicatul Diamantul, ca să nu folosesc eu toată denumirea aceea, că nu o știu. Bine așa. Invitat în această dimineață la emisiune. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și mulțumesc pentru invitație! Domnul Josa, să fii sindicalist într-un domeniu din ăsta, hai să-i spunem, nu știu, militarizat, e cuvântul greu spus, dar e în sistemul ăsta închis al unui minister de forță,
nu cred că este foarte simplu și ușor. Adică poate fi simplu și ușor dacă te duci și spui, știți, eu am venit, hai să vedem cum facem. Când chiar faci activitate sindicală, poți câteodată să exagerezi, dar de cele mai multe ori deranjezi. Cât de greu este să faci un sindicat care să nu fi, adică să fii într-un sindicat care nu este într-o relație, să spunem așa, de conveniență cu ministerul? Cred că ca să putem înțelege fenomenul, ar trebui să coborâm cumva din momentul demilitarizării poliției române. Demilitarizare pe hârtie. Până la urmă, cumva treptat s-a ajuns și un fapt până când am ajuns să fim și politizați. Dar ca să pornim undeva din 2003, s-a trezit poliția română ajunsă cu statut de funcționar public, cu statut special. Da? Asta a presupus inclusiv dreptul nostru la asociere și a ne crea sindicat. Jandarmii, de exemplu, sunt în continuare militarizați, pompierii, ei nu au dreptul să-și constituie sindicat. Militarii, nu mai vorbesc despre ei, da? Și atunci au gândit mai mari noștri de la nivel de Inspectoratul General al Poliției Române cum ar putea să organizeze cumva sindical polițiștii într-o variantă mai puțin deranjabilă. Și atunci au creat un soi de struțocămilă care funcționează și acum, se cheamă Corpul Național al Polițiștilor. Dar asta nu e o asociație? Care e un soi, da, cu statut de asociație, dar cumva, uitați-vă în legislație pe statutul polițiștilor și multe proceduri de lucru pe care le avem noi, întotdeauna trebuie să avem pe undeva și acest aviz a unei asociații, nu a unei structuri sindicale, ca să vă dați seama cât de mare este gogorița. Iar această structură, Corpul Național al Polițiștilor, este efectiv îmbăxită cu tot ceea ce înseamnă factor de conducere și mai ales zona aceea, știți cum e, personalului docil. Cam de acolo, de foarte multe ori, s-au selectat și candidați pentru a ocupa diferite funcții în ierarhie din Poliția Română. Am asistat la un moment dat la o videoconferință unde era și președintele Consiliului Național al Polițiștilor, asta Corpul Național al Polițiștilor. Asociația. Și vreau să vă zic că am rămas uimit, nu mi-am putut închipui cât de mult, cât de maestru poate fi un bărbat în materie de lingușire față de superiorii săi. Deci, efectiv, omul este o carte deschisă și ar putea să fie un manual pentru orice candidat în domeniu. În fin, din momentul în care s-a creat Corpul Național al Polițiștilor, a existat un curent în mijlocul polițiștilor de a crea totuși un sindicat. Și atunci, inclusiv la noi, la nivelul Inspectoratului de Poliție a Județului Neamț, au fost polițiști implicați activ în crearea acestei structuri sindicale. Și s-a creat acest mare Sindicat Național al Polițiștilor din România, personal contractual. Noi acum îi spunem Sindicatul Mamut, care în principiu cumva s-a coagulat, s-a sedimentat, bazat din nou pe structura aceasta ierarhică a șefilor. Gândiți-vă, și acum există acest conflict cumva în poziția unor indivizi care sunt șef de inspectorat, dar în același timp sunt membri de sindicat sau șef de structură și în același timp sunt șefi de sindicat. Adică, până la urmă, sindicatul reprezintă angajații în raportul față de angajator, nu? Și atunci cine consider că e angajatorul. Da, știți cum e? Adică, de foarte multe ori am găsit lucrul ăsta exact în această structură mamut și cumva, știți, ei fiind inițial singura structură sindicală, au cooptat imediat din școală, așa fac și acum, imediat din școală, polițistul cum abia s-a trezit, abia a pus cașcheta pe cap, i-a dat adeziunea de sindicat, ia și adiera aici la noi, suntem cel mai mare sindicat și nu știu ce. Și atunci oamenii intră cumva automat acolo. Așa am pățit și eu când am intrat în poliție. M-am ajuns, primul colegi, liderul de sindicat, vine, știi,
Este și o miză financiară, probabil. Da, trebuie, nu neapărat. Trebuie, bine, miză financiară. Fiecare sindicat trăiește din cotizațiile. De asta zic, este și o miză financiară. Ai venit în poliție, trebuie să fii parte a unui sindicat. Da, bun, ok. Cred că este normal, așa și este firesc. Mă înscriu în sindicat. Dar după aceea am observat la un moment dat că lucrurile nu sunt chiar în regulă. Și atât eu, cât mult mai multe grupuri de polițiști care după aceea au creat și alte structuri sindicale capabile să-i reprezinte. Eu mă știți, cred că dumneavoastră mă cunoașteți de multă vreme și eu undeva până pe în 2017 n-am avut nicio treabă. Nici cu politica, nici cu sindicatul. Vocal e adevărat că am mai fost, dar vocal cumva ca atitudine am fost strict în ceea ce privește domeniul meu de pregătire. Da. Arheologia, patrimoniul cultural, chestiuni strict legate profesionale. Am mai fost chemat și la Prej, de exemplu, mă chemasă la un moment dat fostul inspector Șoric. Domnule, dar cum ți-ai permis să critici proiectul de distrugere a curții domnești? Și atunci l-am întrebat, nu vă supărați, spuneți-mi și mie, cine semnează acolo? Păi nu, tu semnezi. Da, dar cum semnezi? Este inspector acolo scris? Nu. Păi atunci este punctul de vedere al lui Vitale Josanu, care, printre altele, mai face cercetare. Căutați în statutul polițiștilor că atunci aveam dreptul să desfășurăm și activități științifice. Avem dreptul să fim... Acum nu mai aveți? Păi aici este problema, de exemplu, din 2020, polițiștii care au și atribuții de poliție judiciară nu mai au dreptul să desfășoare și alte activități plătite în afara aceleia de profesor universitar. Adică și aici cumva vine a doua problemă în ceea ce privește strict a poliției. Noi, este adevărat că avem această posibilitate de a ne sindicaliza, de a ne asocia, numai că nu toți polițiștii au dreptul la cuvânt. Prin statutul polițiștilor, prin statutul polițistului, o simplul fapt de a exprima o opinie politică te poate lăsa cu o cercetare disciplinară. Și o cercetare disciplinară care te poate lăsa și fără muncă, fără serviciu. Sau de a face propagandă favorabilă în favoarea vreunui partid. Ori tot ceea ce ține de activitatea, tot ceea ce ține de societatea noastră, dacă vreți, se încadrează în termenul ăla de politică. De aceea, cumva, dacă vreți, voci din poliție sunt extrem de puține sau mai degrabă sunt limitate doar la cei care ocupă o funcție sindicală. De asta vedem doar sindicaliștii, cei care vociferează, cei care reacționează, cei care trag un semnal de alarmă și care până la urmă critică anumite politici publice care afectează nu doar poliția, ci și, per general, societatea. Pentru că toate au un pandanț în societate. Ei, asta cumva este misiunea noastră. Noi suntem și ca un fel de avertizori de integritate. Există o lege a dialogului social care iarăși ne permite cumva, ne dă posibilitatea aceea de a ieși public și de a lua atitudine. De asta, cumva, parcursul meu propriu-zis vine undeva cam din anul 2018 în sindicat și atunci am început să vorbesc și de subiecte sensibile care ne afectează pe noi. Bun. Poliția. Dumneavoastră ați spus de perioada aceasta electorală care cumva este ceva mai agitată și toată lumea cumva cere drepturi, are revendicări. Ei, uitați-vă că întrucâtva noi grosul nemulțumirilor pe care le avem acum sunt cumva datorate tot unei perioade electorale, aceea care a generat și legea 153 pe 2017. Acea lege a salarizării unitare, care la un moment dat ne-a lăsat pe toată lumea uimiți de cât de mare ne vor fi veniturile într-o perspectivă. Adică ei nu aplicau legea respectivă din 2017, dar undeva la plafon 2022. Au fost câteva categorii și aici intră în primul rând magistrații, intră în primul rând medicii și demnitarii. Care, ei săraci nu puteau trăi fără să atingă plafonul corespunzător legii, că așa este bine. Întâi lor și după aceea la restul. Problema este că până în prezent polițiștii nu au atins plafonul din 2022. Plafonul de salarizare. Ceea ce ne afectează maxim. Adică până la urmă generează și o stare
de frustrare. Adică, cum, toate categoriile, vedeți deja, acum, în momentul ăsta, dacă nu mă înșel, și acum există niște discuții la Ministerul Sănătății cu sindicaliștii de acolo, oameni nemulțumiți că de la atingerea plafonului salarial nu au mai rezultat creșteri pe sectorul lor de activitate, creșteri salariale. Problema noastră a polițiștilor este că noi nici măcar n-am atins acel plafon. Și noi, orice indexare care se produce la salarii, la veniturile noastre, reprezintă de fapt o formă de creștere, dar în interiorul respectivului plafon. Ceea ce nu este, bineînțeles, corect. Adică la noi nu crește și plafonul. Înțeles, am înțeles. Bun, acum întrebarea este, din 2022, de când s-a întâmplat lucrul ăsta, deci, de ce nu s-au făcut, știu eu, lucruri mai vizibile? Ca, bă, 2021, pardon. 2021. De ce nu s-au făcut lucruri mai... Bă, sunt banii pe care i-am negociat, sunt într-o lege. Bine, noi presiunile astea le-am făcut tot timpul. Ați văzut probabil imediat cum au ajuns la guvernarea liberalei, prima măsură pe care a luat-o guvernul Câțu a fost să înghețe aplicarea legii salarizării. Asta ca mulțumire pentru că i-am votat. Și primii care au ieșit în stradă ca nemulțumire pentru asta am fost noi, polițiștii. Noi am declanșat primele măsuri de protest. E adevărat că noi nu avem dreptul la grevă. Adică un protest ce înseamnă? Polițistul poate să vină să manifeste din timpul lui liber. Asta ce înseamnă? Că atâta vreme cât ești la serviciu, acolo trebuie să fii. N-ai ce căuta în stradă. Asta înseamnă că noi nu putem să scoatem în stradă la adevăratul nostru potențial. Plus că... Ce înseamnă adevăratul potențial al poliției, polițiștilor? Hai să încercăm să-l cuantificăm în voturi. Păi, haideți să ne gândim că, per total, sistemul de ordine și apărare publică, în care intră și polițiștii, numărăm în jur de 250.000 de oameni. Înmulțim cu 3-4. Înmulțim acești 250.000 de oameni, ajungem undeva la un capital electoral de aproximativ 1.000.000. Un bazin electoral de 1.000.000 de alegători. Pentru că și familiile noastre, da, bineînțeles că sunt interesate vis-a-vis de ceea ce ne se întâmplă nou. Absolut, da? Absolut. Sau fiecare polițist după el poate trage 4-5 chiar alegători interesați de acea situație. Prin urmare, nu suntem un domeniu de neglijat. Nu sunt, inclusiv din perspectiva aceea a alegerilor. Pornind de aici, că am stabilit, ăsta este un potențial de 1.000.000 de voturi, să spunem, minim. Cum s-a ajuns în situația în care, în momentul acesta, vorbim așa, de o lipsă de polițiști, lipsă în sistem, și aici o să-mi dați dumneavoastră dată că eu nu le am foarte bine, după care vorbim despre, dacă vorbim despre lipsă de oameni în sistem, vorbim și despre plecarea unor oameni gata, pregătiți, la vârste, cum să spun eu, în care omul poate pleacă din sistem prin pensionare, alege să nu rămână în sistem, practic, profită de pensionare și asta duce, zic eu, la o lipsă de personal nu calificat. Că el face școala, zici că e calificat, dar nu, că ăla nu e calificat încă. El trebuie să se târșească în activitate. O lipsă de oameni, cum să vă spun, cu experiență, hai să nu spun altfel, care să înțeleagă fenomenul și să poată să lucreze în el în folosul cetățeanului. Deci cum s-a ajuns la toate lucrurile astea? Cred că momentul de reper este anul 2010, atunci când polițiștii au manifestat masiv. Dacă vă aduceți aminte momentul acela cu aruncatul caschetelor în Palatul Prezidențial, când domnul Băsescu era foarte speriat de polițiști. Acel moment al protestului polițiștilor în stradă, protest masiv și de care chiar clasa politică a fost destul de speriată, inclusiv președintele țării. Echivalent cu ce au făcut profesorii. Acel moment a dat semnalul prăbușirii unei puteri care se credea atunci invincibile. Practic, după noi,
pe cale de consecință au urmat mai multe greve, manifestări și care a dus la prăbușirea PDL-ului. Uitați-vă dumneavoastră acum, după acel moment, că în foarte multe, mai ales actualul PNL este înțesat cu pedeliștii, care ne iubesc ca sare în ochi. Asta este din punct de vedere politic. Pentru că nu ne uită și, practic, ca să vă spun, polițiștii au rămas blocați la nivelul salarizării din anul 2009. Deci de atunci, care și-a ajuns din nou la putere și a adus aminte că are de plătit niște poliții polițiștilor. Și mereu am fost lăsați cumva în coada clasamentului, polițiștilor, militarilor. Al doilea moment, și care ține cumva de calitatea clasei politice actuale. Cred că este suficient să, nu știu, eu nu prea, ultima vreme, cred că am un an de zile, când efectiv refuz să mă urmăresc programele de știri, pentru că tot ceea ce înseamnă presă națională, și ați văzut scandalurile din ultima vreme, când presa națională, când s-a constatat că televiziuni, trusturi mari de presă, sunt plătite de partidele politice pentru a face propagandă, o propagandă mascată. Nu, sunt nu, este mascată, nu este mascată. Au contracte toți. Da, bun, au contracte toți, dar undeva într-o bustieră acolo nu scrie, vedeți că este plătită de domnul sau politician sau de partid. Da. Evident, lucrul ăsta ar trebui să existe. Ei, mă uit în schimb totuși și urmăresc cu atenție programele de la Recorder, mă uit la Starea Nației, urmăresc România Te Iubesc și uitați-vă dumneavoastră, dacă vreți, și pe portal Instanță. Și o să vedeți că cei mai mulți și cei mai nocivi sau procentul cel mai mare de infractori în societatea noastră este în dreptul clasei politice. Gulerile albe. Gulerile albe. Ori niciodată nu te poți aștepta ca un infractor să-l iubească pe cel care îl urmărește. Interesul lor a fost întotdeauna să slăbească mai ales poliția română. Nu spunea unul că statul român e slab, dacă vrea să fie puternic, trebuie să mă prindă. Da, deci faptul că în momentul actual poliția română este într-o stare, cum să zic, cred că ne tot afundăm de în dezastru ăsta, profesională. De subnutriție profesională. Hai să zicem așa, încercăm să caut un cuvânt cumva cât mai ilustrativ pentru starea actuală, este cumva o consecință a modului în care a înțeles să guverneze clasa politică. Toate partidele care au urmat din 2009 până în prezent au contribuit masiv la degradarea poliției române și în același timp a stării de ordine și siguranță publică. Acum, cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Odată, prin slabile dotări, proastele dotări, că am avut probleme destul de multe în privința dotărilor, ușor, ușor, tot am cerut dotări, tot am avut probleme la un moment dat că nu aveam combustibil. Dar după aceea, practic, arma poliției române a devenit din ce în ce mai neatractivă. Eu m-am angajat în poliție în 2006. Dacă îmi spunea cineva înainte de 2006 că am să ajung polițist, n-aveam să-l cred, pentru că pregătirea mea profesională era pe alt domeniu. Am mers pentru patrimoniu cultural. Mi-a plăcut foarte mult domeniul, am fost atașat de acest domeniu, sunt și acum atașat, am o sensibilitate față de el și pentru asta am acceptat să vin. Dar în același timp, în fața mea, mi-am pus atunci legea, statutul polițistului, să văd ce-mi permite și ce nu-mi permite. Am văzut o serie întreagă de restricții. Prima și cea mai importantă restricție este că un polițist trebuie să trăiască exclusiv din salariu. Adică nu are voie să desfășoare niciun fel de activitate economică. Da? Adică nu poate face meditație, nu poate face... Acum anul trecut, îmi propunea cineva, și domnule, uite, eu îți ofer la televiziunea mea, tu ești moderatorul unei emisiuni, câte vrei, două pe săptămână, două îți dau. Nicio problemă, uite, desfășori frumos, domnule, nu poți să desfășori așa ceva. Cum adică nu poți? Poți, că ești capabil, văd că vorbești, domnule, nu pot, prin statut, n-am dreptul. Sunt organ al poliției judiciare, nu am dreptul să desfășor alte activități economice. Bun, și dacă erați neplătit? Nici asta. Acum nici asta.
Da? Sau, iarăși, m-am uitat acolo, nu am dreptul la grevă. Care este important. Este un drept fundamental și uitați-vă dumneavoastră acum că această clasă politică este atât de înapoiată în privința modului de existența unei societăți democratice, că trebuie doar să le faci blocada Bucureștiului cu tractoarele ca după aceea ușor, ușor, cumva să se sensibilizeze. Adică, printr-un protest, că te duci acolo un protest pașnic, te duci un 200-300 de oameni în fața lor și protestezi, asta nu-i deranjează cu nimic. Dar ca sindicat al polițiștilor sau ca un sindicat care poate să-și permită doar tehnica protestului, asta înseamnă un efort logistic extraordinar. Adică trebuie să ai posibilitatea aceea să rulezi oamenii, pentru că nu poți să tragi de un om să-ți vină o săptămână, de exemplu, în stradă. Trebuie întotdeauna să găsești alți oameni care să poată să vină. Trebuie să asiguri și permanența la serviciu. Adică lucrurile sunt mult prea complicate. De aceea, cumva, și guvernanții ne privesc cumva destul de lejer, cumva. Ei, și bun, ok, au și polițiști în stradă. Și ce o să se întâmple? O să vină o zi, o să vină două și după aceea am uitat. Cine își mai aduce acum aminte de protestul greva de acum câteva săptămâni a transportatorilor? Ați văzut cât de repede a trecut tăvălugul mediatic peste ei? Deja acum lucrurile cumva se calmează. S-au dat niște chestii. S-au dat ceva, niște chestii, niște promisiuni mai degrabă. Le-au aruncat cumva într-un viitor și pe sănătate. Oamenii sunt mulțumiți. Da? De asta vă zic că guvernanții ne privesc destul de lejer și tocmai din perspectiva... Vorbeam de statut, mă scuzați. Vorbeam despre statutul polițiștilor. Deci avem, nu avem dreptul la grevă, nu avem dreptul la desfășura activități economice, nu avem dreptul de a fi aleși. Nu avem, prin urmare, noi în Guvernul României nu avem niciun fel de reprezentant. În afară de ministru, dar uitați-vă ce am avut la nivel de Ministerul Afacerilor Interne. Mi-este foarte greu să nominalizez acum un om cu experiență în domeniul apărării și ordinii publice. Și atunci, ce așteptări putem să avem de la ei? Pentru că vin din afară, nu cunosc dedesubturile sistemului și cumva ne impun anumite reglemente. Practic, noi acum, poliția este învăluită de politicieni cu dragostea infractorului. Și atunci, slăbiți în felul ăsta, avem ce avem. Și avem odată goluri foarte mari pentru că oamenii au început să plece din sistem. Gândiți-vă, dumneavoastră, sunteți angajator. În fața dumneavoastră vine un potențial candidat. Cum am venit și eu, m-am angajat în Poliția Română. Da? Și dumneavoastră, ca angajat, îi spuneți angajatorului. Ai dreptul să faci asta, 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 asta. Asta sunt așteptările mele de la tine. Asta sunt interdicțiile pe care ți le impun. Angajatul negociază cu dumneavoastră salariul și după aceea intră și lucrează pe acest draft. Da? El se angajează pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani, pe o viață la o adică. Noi, ca polițiști, am avut legea în față, statutul, care ne-a spus odată, astea sunt obligațiile, dar în contraprestație, astea sunt avantajele. Le calculez, vrei să vii? Vii, nu, nu. Și atunci noi cumva am avut un contract la început de carieră. Noi ne-am angajat pe viitor, întreaga viață. Acum, ideea care este și ce se întâmplă propriu zis? Pentru că vedeți că mulți strigă în spațiu public. Polițiștii ies la pensie la 40 de ani. Nu este ok, nu este în regulă așa ceva. Astea sunt povești. De ce? Pentru că la 40 de ani poți să ieși numai în caz de boală. Și nu ies numai polițiști, ies orice fel de angajat. În cazul polițiștilor, până la modificarea intervenției asta a PNRR-ului, polițiștii puteau să iasă la 65 de ani, din care se scădeau 13 ani munca de operativ. Da? Adică ne duceau undeva la 40. Cine făcea muncă de operativ? Lucra cu infractorii, era într-o situație de pericol, pierdea nopțile, intervenții, un efort psihic susținut. Acum știți cum e, poate mulți comentează, dar aș vrea să văd, să înțeleagă mulți tensiunea psihică pe care o are un agent constatator la o simplă amendă pe care trebuie să o aplice cuiva. În fața lui. Nu este ușor. Trebuie să te aduni, trebuie să o faci. În fine. Dar acum, problema este așa, că pentru activitatea în operativ
S-a scăzut 13 ani, dar într-o... Deci asta însemna 50 de ani, nu? Da, din 65, dar din până 65, acum a fost 50. 60, da. 60 și de la 60 te ducea la 47. Numai că mulți alegeau și practica, să vă spun așa, o medie generală a pensionărilor polițiștilor era în jurul vârstei de 50, 51, 52 de ani. Cam atunci ieșeau polițiștii în mare parte la pensie. Acum, de ce erau de la 60 și nu de la 65? Pentru că acești 5 ani reprezentau o formă de compensație pe care statul, când totdeauna a fost sărac și nu a avut suficienți bani, să plătească compensații pentru drepturile de care polițiștii erau lipsiți, drepturile civile. Vorbim de dreptul, iarăși, da, de a fi grevă, ales, afaceri, da. A fi ales, a exprima o opinie politică la un moment dat și la mulți, să știți că le stă în gât aici multe de spus vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere politic, dar nu are dreptul, nimeni, mulți n-au dreptul să o facă. S-a compensat prin acești 5 ani. S-a compensat prin acești 5 ani. Acum, în momentul ăsta, ni s-a zis așa, nu, ne aliniem cu toată lumea. În regulă, ajungem toți la 65 de ani. De la 65 de ani scade operativul, ăla, slava Domnului, a rămas deocamdată neatins. Dar ce facem cu drepturile civile? În regulă, rămânem și pe aceste reguli, dar am vrea atunci să ne se permită dreptul la a face desfășura activități economice, să ne se permită dreptul la grevă, să ne se permită așa cum au toată lumea. Dacă toată lumea are drepturile astea, le vrem și noi. Acum, asta cu afacerile, cu dreptul de a se desfășura afaceri, probabil că unii ar putea, dar nu poți să-i dai dreptul să facă afaceri unuia care, mă rog, e la economic, să spunem, sau în altă parte. Știți, dumneavoastră, noi cumva am fost asimilați cumva, adică asimilați, suntem asimilați cumva, suntem asimilați organelor judiciare. Suntem de rând cu cumva procurorii. Numai că uitați-vă, de exemplu, venitul pe care l-are magistrat și la ce venit a rămas polițistul. Eu da? Mi-aduc adică dacă tot vorbim de acea zonă, ok, bun, tu l-ai limitat atunci la posibilitățile de venit, pentru că fiecare are o familie acasă, atunci înseamnă că dacă el trebuie să câștige doar din salariu, atunci dai un salariu. Da. Un salariu mi-am adus aminte acum ca să mai și zâmbim un pic la o întrunire a oamenilor în sutană. Unul a venit cu o propunere și a zis, domnule, stați un pic, ce nu e normal, toată lumea are duminica liber, numai noi lucrăm. Zice, domnule, trebuie să facem și noi să avem duminica liberă, că nu se poate. Deci, aici lucrurile sunt undeva discutabile, de exemplu, eu cred că este aberant ca un om care are o expertiză în domeniul patrimoniului, știe istorie, știe asta, să nu poată, de exemplu, să fac o emisiune la mine în studio pe teme de patrimoniu. Este aberant. Adică asta, într-adevăr, este aberant. Dar cred că cel care se ocupă de anchete pe economic nu e normal să aibă o societate comercială, dar, în schimb, trebuie ăla care se ocupă pe anchete pe economic să fie la fel de stabil din punct de vedere financiar ca un judecător sau un procuror. În compensație, acel om și el este prima, el face, este prima linie. Este în prima linie acolo. Evident. Și nu se duce. Eu țin minte și acum un polițist de economic, săracul nu mai este acum, care zice, eu am un dosar, de fapt ce am două, cu contabilitatea oficială și contabilitatea cealaltă. Bun, și zice, pentru că eu l-am dat. Și eu iau castanele. Este destul presiune, vă dați seama. Și atunci, și atunci există, da, sunt de, eu sunt de acord, domnule, ăia care pot să facă alte activități, să le facă. Ăia care nu pot să facă, că prin natura funcției pe care o au și a atribuțiilor. Așa, dar atunci ăia trebuie scoși în față și premiați, adică la funcționarul de la Consiliul Județean îi dau 50% că se ocupă de un program european, nu iau 50% când programul pică din vina lor, iar ăstuia care se duce și l-anchetează pe unul pentru 12 milioane de lei evaziune fiscală sau 14 milioane de lei evaziune fiscală, nu ia nimic și ia acel salariu de, na,
eu nu știu. Că... Da, colegi de la, da, de la economic au ieșit un grad de comisar șef cu 5.000 de lei pensii. Atât. Da. Și oameni care spuneau, domnule, eu nu pot să mai desfășor alte activități. Deja la 50, la 50 ceva de ani, este deja mult prea în vârstă. Îți trebuie și un pic de energie din asta mai tinerească, un elan, da, cumva, ca să mai punești ceva. Bun, eu cunosc și cazul de oameni care s-au adaptat. Sunt și situații și mai bune. Sunt și situații de oameni care s-au adaptat. Ei, cine se adaptează foarte bine? Știți cum e? La un moment dat, există un anumit secret profesional. Cu cât ești mai sus în ierarhie, cu atât secretul ăla profesional este mai scump. Și există o întreagă lume din domeniul economic interesată de acele secrete profesionale pe care le mai are respectivul pensionar. Și te trezești la un moment dat cu un cutar inspector șef, că dintr-o dată este angajat cumva la privat la o firmă. Oare câte competențe o fi avut ăla dacă a lucrat o viață la umoruri sau pe unde a lucrat el și dintr-o dată desfășoară activități economice? Nu cumva sunt și alte dedesubturi acolo? Cred că cu mătura prin fabrică nu dă. Pentru că problema noastră a polițiștilor, sau mai degrabă a societății, este că nu există și o variantă, o formă de reconversie profesională pentru ultimii ani de activitate a unui polițist. Adică societatea spune așa, domnule, ok, e o forță de muncă, la 50 de ani ar putea să mai lucreze 10. Bun, omul respectiv a muncit 25 de ani, 30 de ani, atât a știut să facă muncă de poliție. El altceva nu a fost învățat să facă. Ce face respectivul om? Acum, dacă iarăși și îi găsim și am situații multe sau cunosc situații de șef de post sau eventual agenți de poliție care și acum sunt agenți de ordine publică. Îi găsești pe la Kaufland, îi găsești pe la... Adică oamenii cumva se integrează, muncesc în continuare, dar e un stagiu. Nu poți să ții un om o viață întreagă privat de drepturi și libertăți cetățenești. Adică eu m-am înțeles cu statul pe 25 de ani. Atunci respectă. Dacă vrei să schimbi regulile jocului, schimbă-le, dar raportat la cei care vin. Problema, în schimb, este, după cum vedeți și dumneavoastră, că nu prea mai vin oameni în condițiile actuale. Bun, haideți să discutăm. Aici e o problemă și uitați-vă. Da. Uite, așa, spuneți. Cam care ar fi nivelul de necesarul de oameni care ar trebui să vină în poliție ca să ocupe posturile? Cel mai mult suferă structurile operative. Vreau să vă zic că... Haideți să explicăm ce înseamnă structuri operative. Haideți să o explicăm simplu. Aia care se lucrează, duc... care prind hoți. Da, care prind hoți. Da, polițistul care desfășoară de la circulație, care e în stradă, care e tot este operativ. În stradă, care desfășoară activități propriu-zise de poliție. Ce înseamnă munca de poliție? Asigură ordinea și liniștea publică. Sunt lucrătorii de execuții. Pentru că și în structurile noastre de poliție, știți cum e? Noi cumva parcă întotdeauna am fost mai cumoți. De exemplu, un parchet. Într-un parchet, grefierul nu este în mod obligatoriu și magistrat. Da? Sau într-un spital, contabilul șef nu este neapărat în mod obligatoriu și medic. Sau asistent. Sau, ca să zic, infirmiera nu este și ea medic. Vedeți că e o anumită departajare acolo. Ce se întâmplă la noi, per general, și eu vorbesc de situația generală a Poliției Române, este că avem o serie întreagă de structuri suport acoperite cu oameni care ar fi trebuit să facă muncă de poliție. Și e o resursă pe care noi întotdeauna o cerem în zona operativului. Sunt oameni cu o anumită pregătire și ar putea să acopere lipsa aceea de personal. Pentru că dumneavoastră m-ați întrebat inițial ce înseamnă criza de personal. De exemplu, din momentul în care s-a pus în discuții PNRR-ul și schimbarea condițiilor de pensionare a polițiștilor, deja ne-am trezit, noi am avertizat, eu am avertizat cu un an jumate înainte, că vom avea valuri de pensionări, un val masiv de pensionare. Și dovada este că am avut dreptate. Am făcut încă solicitare, informații, am cerut informații oficiale de la Ministerul Afacerilor Interne, de la Inspectoratul General al Poliției Române, de la Ministerul Apărării Naționale, să ne spună pentru fiecare armă cam câți oameni se pensionau anual. Și aveam în jur de 1500 până în 2000. În acest an, noi avem numai în poliție peste 3000 de oameni ieșiți la pensie. Adică cam cu 1000 mai an? În acest an. Păi de-aia suntem la început. Nu 2024, 2023, da, anul trecut. Da, da. Iar ceea ce m-a surprins pe mine cel mai tare
și am citit ca un semnal destul de serios de alarmă, undeva 350 de polițiști au ieșit din sistem prin demisie. Ce înseamnă că acești oameni au ieșit exact ca reacție la ceea ce a făcut clasa politică acum. Și dacă ești prin demisie, nu îți pierzi niște lucruri? Nici nu s-au mai uitat în urmă. Adică ce înseamnă? Polițistul cu școală, care este școlarizat, are un anumit termen obligatoriu să rămână în sistem. În 10 ani, da? La Academia de Poliție. Dar asta ce înseamnă? Că el a terminat 10 ani sau poate chiar unii acceptă să mai și plătească în avans ceea ce a rămas școlarizarea și pleacă. Pentru că nu vrea să rămână până la 65 de ani în sistem, nu vrea să rămână până la 52, adică obligat. Au schimbat condițiile. Și atunci oameni care au aici în zona asta a demisiilor, văd oameni care sunt cumva, nu sunt chiar așa de aproape de pensii. Cineva care este aproape de pensie așteaptă până la urmă pensionarea și iese așa cum iese cu toate drepturile. Aici sunt oameni care nu s-au mai uitat în urmă și au plecat în plină activitate. Sunt exact colegi care, zic eu, reprezentau un potențial destul de important pentru Ministerul Afacerilor Interne. E un semnal de alarmă. Nu știu acum cât de mult l-au înțeles și ceilalți, pentru că noi am cerut datele astea undeva de prin decembrie și tot am fost amânați cu datele. Ne spunea Ministerul Afacerilor Interne că nu au reușit să centralizeze, nu au încă aceste informații. Vă dați seama, adică au dat cu bățul în baltă și n-au urmărit până la urmă să vadă amploarea fenomenului, pentru că era o chestiune de maxim interes pentru întreaga armă a poliției române. Și cei mai nemulțumiți în toată povestea asta se vede că au fost polițiștii. Bun. Deci oamenii ăștia pleacă. Ce vine înapoi? Eu am văzut că la școlile de poliție sunt probleme. Este a doua fațetă. Și dacă noi aveam în anii anteriori câte 16-17 candidați pe un loc la admitere, în momentul ăsta noi abia încă nu reușim să avem 2 candidați pe un loc. Ce înseamnă lucrul ăsta? Asta înseamnă inclusiv scăderea mediei de admitere. Deja nu mai faci nazuri. Odată nici ocuparea, pentru că dacă ții neapărat cumva la etalon, riști la un moment dat să nu ocupi toate locurile. Dacă scazi etalonul, bineînțeles, vă dați seama că ocupând toate locurile nu ai întotdeauna oameni de foarte bună calitate. Încercăm, cei care suntem în sistem mai vechi, încercăm să integrăm colegii nou veniți, încercăm să-i ajutăm, încercăm să-i sprijinim, care vrea să crească, să evolueze, o face. Și slavă Domnului, avem polițiști tineri destul de buni și de perspectivă, dar asta este, avem și ceea ce ne-a asigurat, din nou spun, clasa politică. Da. Da. Aici este a doua problemă, de profesionalizare a poliției. Uitați-vă, de exemplu, o analiză așa scurtă, sumară, numai la nivelul poliției municipiului Piatra Neamț, 15% dintre polițiști au o vechime mai mare de 20 de ani. Cei care au vechime până în 10 ani sunt undeva peste 50%. De ce am spus 10 ani sau de ce am luat eu ca termen de reper 10 ani? Asta înseamnă deja că, eu zic că până în 10 ani încă se formează specialistul. După 10 ani, ușor, ușor, poți să vorbești deja despre un profesionist în domeniu. Adică oameni formari. Și gândiți-vă, peste 50 deja este o situație alarmantă. Dar, deci avem odată gradul de ocupare a funcțiilor, care e o problemă în toată țara și cel mai mult suferă, de exemplu, în zona structurilor de ordine publică, în zona secțiilor de poliție, secții de poliție. Avem grad de ocupare în jur de 50%. Situația nu este doar în județul Neamț. Adică nu e o problemă a inspectoratului de poliția județului Neamț. Chestia asta este o problemă a Ministerului Afacerilor Interne. Nici măcar a Inspectoratul General al Poliției Române. Este o problemă a Ministerului Afacerilor Interne. Și ce înseamnă asta? Deci așa ne trezim la un moment dat. Hai să ne uităm simplu. Uitați-vă de câți ani Inspectoratul de Poliție a județului Neamț funcționează doar într-un singur inspector șef. În situația în care acea muncă de conducerea unui inspectorat trebuia să fie asigurată nu de unul, ci de 3 oameni. Și care e stresantă și e cu răspundere. Evident. Adică nu este ușor. Inspectorul șef trebuie să stea de dimineață până a doua zi dimineață. Eu nu știu când mai ajunge pe acasă, dar asta este.
și-a asumat și-a dorit funcția asta, asta e situația. Dar hai să vedem și altfel. O secție de poliție cum este aici aproape la noi, la Săvinești, de 40.000 de locuitori. O secție care nu este ușoară. În momentul ăsta are 44 de funcții și știți cât sunt ocupate? 20. 22. De jumătate. Și în suma aceea de 22 intră și șeful și secretar. Deci practic sunt 20 și, operativi. Da. Și noi acum, în momentul ăsta, nu suntem în perioada concediilor. Ei, atunci când va veni vremea concediilor și trebuie să vină acea vreme a concediilor, cred că vă dați seama ce degringoladă sau ce efort va fi pe capul polițiștilor. Tot ceea ce înseamnă compartimentele de comandă, toți întâmpină aceeași problemă. Oameni. Bun, IGP-ul ne cere. Trebuie să facem activitate. Dar n-am oameni. Odată, nu am cu cine, că nu sunt. Și doi, de multe ori, trebuie să caut și omul ăla capabil să-mi desfășoare activitatea pe care o cer eu, pentru că e o chestiune de sensibilitate. Adică mulți sunt încă în formare, trebuie să, încă să-l mai porți pe lângă un veteran, încă pe lângă unul cineva mai vechi, încă mai învață, încă nu te poți baza în totalitate pe el, încă nu știi reacțiile, trebuie să mai călească un pic în teren, trebuie un pic și la partea de limbaj, de comunicare cu cetățeanul. Pentru că vedeți și dumneavoastră acum, imediat cetățeanul scoate telefonul și începe să filmeze. Ți-a pus telefonul, trebuie să ai prezența de spirit, trebuie să știi ce să faci, să știi cum să reacționezi, este trebuie să știi până la urmă sau să ai în spate. Domnul Vitalie, trebuie să țineți în cont și de faptul că cetățeanul face treaba asta, pentru că în public apar acele cazuri în care se fac abuzuri. Nu apar și lucrurile în care se fac lucrurile normal. Și atunci există această isterie, câteodată așa, care spune așa, băi, ăia, vorbesc acum de stradă, da? Ăia stau la pândă să mă prindă pe mine. Eu și nu acuz gesturi. Eu nu acuz gesturi. Eu constat fapte. Eu doar trebuie să constat fapte și spun cum se vede lucrul și din partea cealaltă și cumva că există o anumită formă de presiune pe polițist și polițistul trebuie să fie din ce în ce mai pregătit să facă față. Era chestia aia cu camerele la un moment dat. Da, este body cam. Da, și mulți dintre ei, adică mulți dintre ei, structurile de ordine publică în mod special, folosesc body cam în situațiile astea. Ați văzut până la urmă și, na, mă rog, și situația cu domnul Horodnicianu, da, și multe altele, adică unde s-a și văzut că, public cel puțin, că s-au înregistrat asemenea date. În permanență, în misiunea polițistului, se înregistrează cei de ordine publică în mod special, vă spun. Acum, problema, vă spun că este per general. Eu am făcut un fel de strigare printre liderii noștri din structurile județene și am constatat că situația este generală. Avem situații de la Botoșani, într-un post de poliție, unul dintre polițiști s-a sinucis, al doilea polițist a intrat în medical, postul de poliție trebuia să pună lacătul pe el. Și a trebuit să vină cumva dintr-o altă secție, să delege un polițist ca totuși să fie activitatea acolo. Avem zone de, mai ales în zona, în domeniul, la poliția de proximitate, sunt probleme fantastice. Și mulți mi-au prezentat exact situația asta. Adică zone de patrulare care sunt undeva, zone de proximitate care sunt undeva, trebuiau să fie acoperite de 6 oameni, acum sunt acoperite de un singur om sau de 2. La secții v-am spus că problema este mare, este 50% și asta nu se întâmplă doar la Neamț. Asta avem situații deja și la Galați, avem situații și la Iași. Situații destul de urâte. Și atunci, cum să zic, solicitarea există dinspre societate, către poliție, da, domne, în permanență. Noi plătim, zice. Adică noi avem pretenția aceea de ca mașina să meargă pe 4 roți, numai că ea merge doar pe 3. Sau câteodată merge doar pe 2. Și atunci ce așteptări putem să avem? Adică obiectiv privind situația. Acum, știți cum e? Întotdeauna când se pune problema de poliție, vedem în spațiu public de foarte multe ori comentarii. Ce mai vor și polițiștii ăștia? Ce le mai trebuie? Ce așa mai trebuie e și la lor? Profesor, ce așa mai... e și la medici. Da, gata, că lor numai nu le ajunge. Dar haideți să privim obiectiv situația. Dacă un polițist sau dacă zona asta a poliției este una care ar trebui să fie mulțumitoare,
în mod obligatoriu ar trebui să avem un aflux al candidaților care să vină spre poliție. Care să vină spre poliție, ori nu vin. Și câtă vreme nu ai, nu ai. Acum uitați-vă, am mai găsit la un moment dat o știre interesantă, ProTV-ul cred că o dădea, despre faptul că Ministerul Apărării, din Ministerul Apărării, în ultimii 2 ani s-au pensionat în jur de 5.000 de militari. Exact situația noastră. Și acum, ca în pandant, găsim o campanie destul de agresivă pe rețele de socializare, promovată atât din Ministerul Afacerilor Interne, cât și din Ministerul Apărării. Ministerul Apărării acum anunță că urmează recrutarea a 5.000 de militari. Dar, în schimb, ce le dă militarilor? Salariul minim pe economie. 2.500 de lei? 2000. Pentru 2.500 de lei, oricând se ducă un om respectiv pe câmpul de luptă să moară acolo? Unde găsești, hai să zicem, naivul ăla, care ar fi gata să-și pună viața în jug? Pentru ce? Adică, judecând strict obiectiv, nu trebuie, fără niciun fel de patimă, fără niciun fel de, nu știu, probabil că asta este. Nu poți ca organ de poliție să mulțumești întotdeauna toate părțile. Cineva din relația cu polițistul probabil va ieși puțin cifonat, nemulțumit. Dacă nu-și înțelege greșeala, el va rămâne cu pata aceea de nemulțumire în permanență asupra întregii poliției române. Dar haideți să vedem cu cifrele pe masă, cu situația de fapt. De ce au plecat atâția polițiști la pensie? Și problema este alta, pentru că ne trezim cu fenomenul geamurilor sparte. Adică? Odată ce, în psihologie așa să zici, din moment ce s-a spart un geam de ochi și n-a fost un ochi de geam și n-a fost reparat la timp, pe cale de consecință, în perioada imediat următoare, este aștepți ca întregul geam să fie spart, să arunce cu pietre sau clădirea zi. Da? Iarăși, cercetători în domeniul psihologiei au constatat altă chestiune interesantă, și asta în marile metropole, în mari aglomerații. Atunci când un accident sau un caz de sinucidere a fost foarte mult mediatizat, fenomenul în perioada imediat următoare au crescut numărul accidentelor de genul acesta sau de acest gen sau a sinuciderilor. Adică e o chestiune care cumva determină un comportament anume al maselor. Ce înseamnă asta? Raportat la situația asta a noastră. Dacă polițiștii au început să iasă masiv la pensie, deja vorbim faptul despre un fenomen. Că noi am trecut de la 1 ianuarie 2024, am trecut de perioada aceea când ziceam noi că este limită, asta nu înseamnă că se oprește și pensionarea. Adică valul, tendința aceasta de pensionare va exista în continuare. Pentru că au mai rămas în sistem mulți polițiști care au rămas imediat sub linii și care cumva s-au uitat, poate cu oarecare invidie, nu neapărat frustrare, față de situația colegilor lor care au ieșit cu un an mai devreme sau care s-au încadrat cu un an mai devreme și au pensie, putut deja da. Și au ieșit. Pentru că știți cum e? Au zis că măresc vârsta de pensionare, au zis că, dar în contraprestație nu au dat nimic polițiștilor, niciun fel de majorare. Toată lumea aștepta până la sfârșitul anului, poate cumva într-un fel anume să mai majoreze, să mai umble cumva la salarii. Toată lumea s-a aștepta, ne vor majora salariile și atunci ok, vom măcar cu și vom câștiga la ori pensie. Ori n-au făcut nimica. Dimpotrivă, potrivit legii, a trebuit să intre indexarea. Iar indexarea, calculul pensiilor venit cu indexarea de 15%, polițiștii strezeau la un moment dat că dacă nu iese la pensie, vor avea mai de puțin. Pierdut, iau mai puțin salariu. Și atunci mulți au mers foarte bine, ok, de ce să pierd? Bun. Erau care pierdeau 600-700 de lei la pensie. Și atunci, bineînțeles că îți vezi și interesul, adică cât de naiv să fii. De obicei, lucrurile astea sunt spuse așa. Care ar fi, din punctul de vedere al sindicatului, soluții? Sau care ar fi soluțiile? Că bănuiesc că nu e una singură. Că așa ieșim și spunem, domnule, și toți vedem că sunt probleme, nu vin oamenii, faptul că sunt uneori prost plătiți sau de multe ori prost plătiți face ca să încerce unii dintre ei să-și rotunjească veniturile. Din păcate, ăștia sunt cei mai mediatizați, nu cei care își fac treaba cum trebuie. Și atunci, care ar fi soluția? Soluția instituțională. În vara anului trecut am fost la Ministerul Afacerilor Interne, unde am depus pe masa Ministerului Afacerilor Interne un set de propuneri dinspre sindicatul Diamantul vis-a-vis de modul cum am putea totuși să resuscităm cumva, să
refacem cumva situația din poliția română. Să reformăm. Varianta asta de reformare pe care o vedem la Constanța acum este dezastru. Deja trezește nemulțumiri. Adică, și deja... explicați pentru cei care și deja, ce înseamnă reformarea de la Constanța. Știți cum e? Au zis la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, știți, după momentul acela 2 mai, că vor restructura inspectorul ăsta, ministrul Predoiu, a zis că desființează inspectoratul de poliție a județului Constanța și îl reînființează cumva într-o variantă nouă de structură. Problema este că ministrul a zis-o, dar nu ministrul a făcut-o, pentru că el n-avea în cap ce anume vrea de la Inspectorat de Poliție a județului Constanța. Bun, ok, ai avut o problemă acolo. Vrei să îl restructurezi, dar ai în cap cum anume să îl restructurezi? Asta este o problemă generală în societatea noastră. Adică ne-am trezit, știți că am zis la un moment dat să vin întotdeauna oameni tineri, că ăștia au altă viziune, vin din străin. Bun, au venit. Ne-am trezit la un moment dat cu un partidulez din ăsta useriștilor, că i-ați, mai ales ăștia sunt, sau reperul ăsta, altă chestie. Foarte mulți veniți, gata, vrem să facem, să reformăm. Eu am lucrat prin delegare la Ministerul Culturii două luni, un an de zile după aceea, la un proces de elaborare legislativă. Întâmplarea face că în minister atunci, la conducere, erau useriști. Și știți ce am constatat? Erau oameni cu sete foarte mare de reformă și care doreau într-adevăr să schimbe ceva, dar neînțelegând cum funcționează mecanismul sau neștiind efectiv cum funcționează procedurile în interiorul Ministerului Culturii, cum anume se nu vorbim de rea intenție. Nu. Ei vroiau să schimbe, da. Dar nu știau cum funcționează. Exact. S-au trezit în acel moment că nici măcar nu știau să găsească oamenii potriviți care ar putea să facă acel proces de reformă. Și s-au uitat cumva după CV-uri, după oameni. Și m-am trezit atunci că lucram într-o comisie cu somități, oameni extraordinari în domeniul lor, dar care erau fascinați prea mult de propria lor persoană. Și începeau în cadrul acelei comisii să-ți povestească ce făcea el pe vremea când era. Și o zi întreagă de muncă risca să fie epuizată fără să scrii nimic concret din punct de vedere a legislației, adică pentru cei ce erai chemat. Ei, am răbdat o zi, a doua zi, eu veneam de la Piatra Neamț, adică era totuși un efort pentru mine. Și atunci interveneam de foarte multe ori, spuneam, domn profesor, am înțeles lucrul ăsta, haideți să intrăm la chestiune. Asta ne interesează. Matali, vezi teoretic așa. Pe mine mă interesează, eu tălpașul când ajung în teren, sunt în fața cetățeanului, trebuie să aplic legea. Aici mă interesează cum fac. Nu mă interesează teorii, mine mă interesează exact cum voi aplica legea. Așa. Și atunci știți cum mai reduceam din lucrurile astea și ușor, ușor, cumva, bine, într-un final avem un soi de produs care zace și acum pe masa Ministerului Culturii și încă nu găsim curajul acela. Da, Ministerul Culturii se ocupă cu antichități de multe ori și atunci așteaptă să învechească. Da, e o discuție aparte legată de codul patrimoniului, și dacă vreți, altă dată putem să o povestim. Haideți să vedem la soluțiile din sistemul ăsta. Exact asta vă spun legat de poliție. Adică s-a trezit ministrul afacerilor interne că ceva nu-i place, el nu știa ce anume nu-i place, a văzut doar că a fost un efect. Evenimente în poliția română sunt destule. În fiecare județ, la un moment dat, uneori ceva crapă. Și nu este în mod obligatoriu din cauza poliției române. Se întâmplă. Asta este situația, asta este nivelul societății noastre. Dar neștiind cum, nu a știut nici măcar să delege oamenii potriviți care într-adevăr să găsească soluții potrivite. Ce ne-am trezit acum? Ne-am trezit cu desființarea poliției portului transportului maritim Constanța. Care vă dați seama acolo. Ce înseamnă portul Constanța, ce bani sunt acolo, ce sunt vârte acolo, ce complexitate este acolo. Și acum, în momentul ăsta, și-au dat seama că au făcut o mare gafă și nu știu cum să treacă busuiocul. Iarăși, o problemă legată de structurile BCCO. Acum, mai nou, și am criticat-o, oricât pare de ciudată chestiunea Hai asta. Să spunem, BCCO înseamnă... Prima organizată. Prima organizată. Oricât pare de, ca să zic așa, relaxantă treaba asta, dar indivizii au gândit că pot să desfințeze structura de prevenire din poliție. În fiecare domeniu, prevenirea este cea care îți ieftinește maxim mult dintre resursele pe care altminteri ar trebui să le cheltuiești într-o situație de intervenție. În orice stat civilizat, prevenirea contează.
Oare vor să desfințeze prevenirea, vor să o amestece cu un soi de structură din asta de siguranță școlară. Acum, pe lângă faptul că sunt puțini polițiști care lucrează pe dosare penale, le mai ia și la ăștia avizul de poliție judiciară și practic au transformat tot într-un soi de terci. Cine face sau pe mâna cui a fost dată reformarea IPJ Constanța? Un fost inspector șef de la IPJ Mureș, prin împuternicire, de urma căruia a rămas dezastru și la Târgu Mureș, și la Ilfov, practic piunea trecută. Omul este jale. Bun. Vă dați seama, are și ca să vă spun, el este cunoscut mai ales prin inspectorul șef care și-a dat în judecată propriul inspectorat. Pentru că subalternii lui l-au prins cu radarul depășind viteza în localitate peste 100 de km. Mă rog, e o situație, presa scrie foarte mult, adică e destul de bogată la, am la, înțeles. La capitolul ăsta. Deci, practic, soluția... Noi am propus soluțiile, ca să vă spun, ca să ajungem strict la soluții. Mai avem la două soluții. Minute, oricum am depășit. A, bun. Înainte de toate la soluții, ne interesează drepturi legate, restanțe legate de salarizare, să fim aduși până la urmă la plafonul prevăzut de legea 153/2017, ne interesează compensațiile pe care statul trebuie să ne le asigure în situația privării de drepturi cetățenești. Noi am rămas fără ele acum, în momentul ăsta. Ok, ne-ai dus cu vârsta de pensionare de rând cu toată lumea, înseamnă că trebuie să găsești o altă variantă de compensație. Acestea trebuie să fie convenabile. Și atunci, bineînțeles că vom avea și un alt aflux. Și am mai spus-o încă un lucru foarte important, este ca tot ceea ce înseamnă polițiști care desfășoară în prezent activități de secretariat, de servicii suport, să fie absorbiți și să ocupe funcțiile vacante în zona operativă. Pentru că sunt deja oameni formați, sunt oameni cu oarecare vechime, sunt oameni de care avem nevoie. Iar tot ceea ce înseamnă parte de structură, suport, logistică, contabilitate, resurse umane, chiar și cabinet, să fie ocupate de persoane civile. Ei nu au nevoie de grade, nu au nevoie de anumite condiții speciale și multe altele asemenea. Bine, cu restricțiile care sunt la bineînțeles, documente. Bineînțeles, pentru că până la urmă nu este o muncă de poliție. Haideți să recunoaștem și să înțelegem exact ce înseamnă muncă de poliție. Și cel care desfășoară muncă de poliție, să fie considerat polițist și să bucure de ceea ce presupune avantajele și dezavantajele legii, iar cel care nu desfășoară muncă de poliție, asta este. Îl luăm ca pe funcționar civil. Da, mulțumesc de participarea la emisiune. Poate discutăm o dată și de patrimoniu. Acolo este un subiect de discutat. Și noi aici, la Mesagerul, am încercat cât am putut noi să sprijinim tot ce înseamnă protecția patrimoniului în neamț. Din păcate, lucrurile bine, s-au îmbunătățit, asta este clar în multe domenii, dar avem și probleme care încă sângerează și sângerează urât. Mulțumesc, domnul Vitalie Josanu. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. De la Diamantul, sindicat al polițiștilor din România. Noi ne oprim aici cu emisiunea. Mulțumesc colegilor din emisie și să ne vedem sănătoși la următoarea emisiune, pentru că lucrurile sunt într-o continuă desfășurare. Mulțumesc, numai bine! Mulțumesc!